Președintele Claus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Vor fi luate decizii legate de înrolarea românilor și în armarea țării. Colegul nostru Victor Ciutacu vine cu o amplă analiză. La o săptămână după ce șeful armatei a băgat o țară întreagă în vrie, anunțând ritos că invadatorul Putin se pregătește să intre peste noi și e cazul să plecăm voluntar la oaste, președintele Iohannis a convocat cu titlul de urgență CSAT. Peste 9 zile, că așa se măsoară graba la Sibiu. Dincolo de bilanțul anual al instituției, celelalte două puncte de pe ordinea de zi ne duc cu gândul fix în direcția anunțului alarmist al șefului statului major general. Mobilizare și înarmare. Fix cât să întrețină la foc mognit psihoza generalizată. Dacă tot a zis țarul de la Kremlin insistentului Tucker Carlson că nici prin cam nu-i trece să o ia la vale prin vecini să se bată cu NATO, pe principiul psihologiei inverse, noi ne băgăm în tranșee și așteptăm inevitabilul cu degetele încrucișate. Și bineînțeles, preventiv, mai cheltuim o munte de bani să nu cumva să ne prindă invazia rusă nefacturați de partenerul strategic. Că doar nu-și închipuie cineva că viitoarele comenzi militare masive pe care le vom face stau pregătite pe stoc și vin în două, trei zile lucrătoare cu firmele de curierat rapid. După ce s-a făcut de bășcălia întregii Europe, zgărind la ușa resurselor umane pentru o slujbă boierească de bugetar și autopropunându-se pentru orice funcție de reprezentare internațională în curs de eliberare, în altul națiunii se străduiește din răsputeri să arate că există și că ar putea conta în economia politicii mari. Dar o face în ritmul și cu mijloacele lui. Omul ăsta e complet defazat și inadecvat. Când fierbe țara, nu dai de el cu săptămânile. A fost nevoie să reclame la poliție un parlamentar aur când a dispărut de pe orbita alesul suprem ca să-l vedem la față. Pe de altă parte, cum se face un pic de liniște, iese el și agită lumea. Odată, în mai bine de nou ani de mandat, n-a fost în stare să pice pe subiect, măcar o singură dată. Și nici nu există vreo perspectivă să se și întâmple în viitorul apropiat. Noroc că nu mai e mult.